În această lună, ziua a patra, îl pomenim pe cuviosul părinte Ioanichie cel Mare de la Muntele Olimp. Acest fericit s-a născut la 24 de ani ai tiraniei lui Leon Isaurul, luptătorul împotriva icoanelor și, ajungând la 43 de ani, a mers cu împăratul la oaste împotriva bulgarilor, păzind pe cei de un neam cu dânsul. A lăsat cinstea și mărirea pe care împăratul voia să-i o dea și s-a dus la Muntele Olimpului. Auzind un glas dumnezeiesc, a mers și la mai înălțimea muntelui și acolo a găsit doi monahi ce se pustniciseră 40 de ani, pe care nu-i văzuse nimeni niciodată. Erau îmbrăcați cu rase de păr și se hrăneau cu buruieni sălbatice și au auzit de la ei de toate cele ce avea el în cuget. Luând de la dânsii binecuvântare și ducându-se de acolo, a ajuns la muntele Trihalicului, după aceea la mănăstirea Afgarilor, apoi la munții Cunduriei și învățând 30 de psalmi, îi cânta împreună cu acest tropar. Nădejdea mea este Dumnezeu, scăparea mea este Hristos, acoperământul meu, Duhul Sfânt. Acest fericit umblând prin multe locuri și făcând multe minuni și cele viitoare arătând, s-a dus la mănăstirea lui Antidie, unde a răposat într-un domnul la adânci bătrâneți, căci erau de 94 de ani. În aceste zile e bine să curățăm pomii de omidă, să apărăm altoii mai tineri de iepuri și să spoim arborii cu zeamă de vară.